Salutare, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre Facebook. Mai exact, despre ce probabil nu știai despre Facebook. Se spune că în ziua de azi, dacă nu ai Facebook, nu existi. Totul se întâmplă acolo, iar vânătoarea de like-uri a luat amploare din ce în ce mai mult. Dar asta probabil că știai deja și fără să-ți mai zic eu, nu? Ce poate nu știai sunt următoarele 10 lucruri. Înainte ca designul Facebook-ului să arate așa cum îl știm astăzi, la început, pentru prima pagină de pornire, Facebook folosea o față masculină ascunsă după niște cifre. Mult timp oamenii s-au întrebat fața cui apărea pe prima pagină a Facebook-ului. Misterul a fost elucidat odată cu apariția cărții The Facebook Effect. Se pare că Al Pacino ar fi apărut în acea imagine. Ideea a fost a unui coleg de clasă al lui Zuckerberg. Mai mulți oameni au fost uciși pentru că au dat unfriend cuiva pe Facebook. Știu, nu vă vine să credeți, dar asta e realitatea. Cel mai interesant caz mi s-a părut cel al femeii care și-a atacat partenerul pentru că i-a dat unfriend și a schimbat statusul relației în single. În februarie 2012, femeia și-a atacat partenerul cu un cuțit, o foarfecă și o furculiță. Femeia de origine filipineză a fost condamnată la 2 ani de închisoare după ce l-a rănit grav pe iubitul ei. În concluzie, aveți grijă cui dați unfriend pe Facebook. Poate fi periculos. Facebook-ul este interzis în China încă din 2009 și nu există semne că autoritățile ar intenționa să schimbe acest lucru. Facebook-ul a fost interzis după mai multe proteste violente apărute într-un oraș chinezesc. Se presupune că activiștii protestatari au folosit Facebook-ul ca mijloc de comunicare. În Anglia, o femeie a făcut 20 de luni de închisoare pentru că și-a făcut mai multe profiluri de Facebook false și și-a trimis mesaje abuzive singură. Povestea este în felul următor. Femeia și-a făcut profiluri false în numele tatălui ei și al mamei sale vitrege și și-a trimis singură mesaje cu conținut sexual de pe aceste conturi. Scopul femeii era să arate aceste mesaje polițiștilor pentru a-și putea acuza părinții de perversiuni sexuale. Polițiștii însă s-au prins și au trimis-o în judecată. Un blogger american și-a dat seama că petrece mult prea mult timp pe Facebook și nu mai are timp de alte lucruri. Așa că a angajat o femeie cu $8 pe oră pentru a-l plezni ori de câte ori va intra pe Facebook. După zâmbetul femeii, a spune că femeia chiar e încântată să dea aceste palme. Un alt lucru pe care probabil că nu-l știai este că butonul de like trebuia să fie buton de awesome. Se pare că lui Mark nu i-a plăcut foarte tare ideea propusă de asociații lui, așa că a schimbat butonul de awesome în buton de like. V-ați întrebat vreodată de ce Facebook-ul are culoarea albastră? Răspunsul este foarte simplu. Mark Zuckerberg suferă de discromatopsie. Singura culoare pe care o poate vedea la fel ca noi este cea albastră. Haideți să vă mai zic un mic secret. Știați că dacă adăugați cifra 4 după adresa de Facebook, vă va apărea profilul fondatorului Facebook-ului? Tare, nu? Un studiu făcut între anii 2010-2011 demonstrează că dacă ar fi să ne luăm după Facebook, cei mai mulți oameni se despart cu 2 săptămâni înainte de Crăciun sau cu câteva săptămâni înainte de Valentine's Day. În studiu nu se spune însă dacă cei despărțiți s-au mai împăcat după aceea. Facebook a anunțat că la finalul primului trimestru din 2017 a ajuns la 1,94 de miliarde de utilizatori lunari. Iar numărul acestora este în continuă creștere. Cum ar fi dacă ați putea vedea toate pozele utilizatorilor de Facebook? Ei bine, acest lucru se poate. Tot ce trebuie să faceți este să intrați pe acest site. V-am lăsat și linkul în descriere. Lăsați un comentariu și spuneți-mi care din cele 10 lucruri despre Facebook vi s-au părut a fi cele mai interesante. Iar dacă aveți idei de topuri, nu uitați să mi le spuneți. Cam asta am avut pentru astăzi, sunt Cristian Dumitru, vă mulțumesc că v-ați uitat, nu uitați de subscribe, like și nu uitați să dați mai departe, orice share contează. Vă mulțumesc frumos! Dale lui Dumitru!